Greșeli care pot distruge motorul. Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu. În clipul de astăzi vom discuta despre câteva greșeli care pot distruge prematur motorul la scooter sau la ATV. Prima greșeală pe care multă lume o face este folosirea acestui tip de filtru sport chinezesc cu această protecție metalică. Imaginați-vă cât praf trece prin acesta și ce credeți, unde ajunge tot acest praf? Prima dată în carburator, lucru care o să ducă la necesitatea de a curăța mai des carburatorul, și apoi împreună cu amestecul de carburant va pătrunde în camera de ardere, unde se va depune pe suprafața cilindrului și a segmenților, devenind astfel mai abraziv și, bineînțeles, accelerând uzura acestor piese. Vă recomand să folosiți filtrul de aer original sau unul sport cu burete. La fel ca acesta, să-l curățați periodic, eventual să-l ungeți cu ulei pentru filtre de aer și să vă asigurați că nu este rupt buretele sau carcasa acestuia. O altă greșeală care poate distruge prematur motorul este schimbul de ulei. Multă lume, din diverse motive, nu face schimbul de ulei la timp. Mare atenție! În general, la scutere, schimbul de ulei se face la 1000 de kilometri sau o dată pe an, iar la ATV-uri poate fi recomandat de către producător să se facă schimbul de ulei la un anumit interval de ore de funcționare. Cel mai bine ar fi să verificați în manualul service al acestuia pentru mai multe detalii. Și foarte important, să folosiți uleiul recomandat de către producător și unul de o calitate foarte bună. Dacă tot am adus în discuție uleiul, mare atenție dacă ați avut diferite probleme la scooter sau la ATV și ați încercat foarte mult să-l porniți. Toată benzina care a pătruns în camera de ardere și nu a fost aprinsă, s-a sprelins printre segmenți și a ajuns în baia de ulei, amestecându-se cu acesta și astfel modificându-i proprietățile de ungere. Vă recomand să înlocuiți uleiul imediat ce ați remediat problema cu pornirea, deoarece uzura motorului va fi mai mare dacă veți circula o perioadă mai îndelungată cu acel ulei amestecat cu benzină. Iar pentru posesorii de scutere în doi timp, recomand folosirea unui ulei sintetic de calitate și verificarea periodică a pompei de ulei. Dacă folosiți un ulei ieftin, acesta va avea o ardere incompletă și se vor forma depuneri în camera de ardere și în toba de eșapament. Și bineînțeles, când se va acumula o cantitate mai mare de depuneri, acestea vor bloca segmenții, vor zgâria cilindrul și astfel va fi scurtată durata de viață a motorului. Pentru posesorii de scutere și ATV-uri care au motor cu răcire pe apă, mare atenție la termostat și la pompa de apă. Dacă apar defecte la aceste piese și apa nu mai circulă prin motor, acesta se va încinge, se va dilata mai mult decât trebuie și astfel cilindrul se va ovaliza, iar pistonul și segmenții vor fi distruși. Pentru a evita o astfel de situație, verificați periodic dacă pompa de apă și termostatul funcționează. Puteți face acest lucru punând mâna pe tubul care intră sau care iasă din radiator după ce motorul s-a încălzit. Și puteți arunca o privire și pe dedesubt pentru a depista eventuale scurgeri de antigel. Cam asta e tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un share și prietenilor voștri să afle și ei aceste informații. Și nu uitați să dați un like și subscribe la canalul meu. Și dacă mai vreți astfel de clipuri, aștept părerile voastre mai jos în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare vă doresc drumuri bune!